vestire prăznuită în fiecare an pe 25 martie este una dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului. Este de fapt momentul când Sfântul Arhanghel Gavril a anunțat-o pe Fecioara Maria că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. În Ploiești, Biserica Maica Precista are mai multe hramuri, unul dintre acestea fiind de Buna Vestire. Biserica noastră are trei ocrotitori, pe Maica Domnului, pe Sfântul Ioan Botezătorul și pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Una dintre marile sărbători închinate Maicii Domnului este cea de astăzi, pe care noi o numim Buna Vestire. Troparul acestei sărbători spune așa: astăzi este începutul mântuirii noastre, pentru că după ce Adam și Eva au săvârșit păcatul neascultării și al mândriei, Dumnezeu i-a izgonit din rai. Izgonind din rai, nu i-a lăsat fără nădejde, fără speranță, și le-a promis un răscumpărător. Iar astăzi răscumpărătorul se întrupează, se zămislește în pântecele Maicii Domnului. Mulți credincioși au ales să meargă la slujba oficiată la Biserica Maica Precista. Da, este mare sărbătoare pentru noi ortodoxi și pentru mine în principal. Nepoțica cea mică e născută astăzi de Buna Vestire, deci am primit un alt cadou în ziua de Buna Vestire. Și la biserică să vă rugați. Aici este casa, a doua casă, unde vin mereu, cu tot sufletul, cu toate problemele, cu toate bucuriile, cu toate necazurile, și aici găsesc sprijin. Este un loc binecuvântat de Dumnezeu, cu niște părinți deosebiți, mai ales părintele paroh, este omul lui Dumnezeu. Foarte importantă ca toate de altfel, sărbătoarea Maicii Domnului, ocrotitoarea noastră. Buna Vestire. Așa. Și venim în fiecare duminică. Așa ne-am obișnuit să venim. Și mai ales azi că e sărbătoare. Ce? E sărbătoare mare. Maica Domnului este considerată ocrotitoarea tuturor credincioșilor. Celor care poartă numele Sfintei Maicii Domnului, Sfintei Fecioare Maria, noi, preoții acestei biserici, le dorim și le urăm să aibă viață lungă, să trăiască fericiți și să nu uite că acolo în ceruri este trupul Maicii Domnului, pentru că ea nu a fost lăsată, sau trupul ei n-a fost lăsat putreziciunii. Pentru că în trupul în care s-a zămislit Hristos, pe acela l-a înălțat la cer, și de acolo veghează și ascultă rugăciunile noastre. La mulți ani!